Bună seara! Mă bucur că pot să fiu aici în această seară cu dumneavoastră. După cum v-a anunțat, cred că, Luminița, în această seară pregătim câteva feluri de mic dejun specific pentru diabet. Astfel vreau să vă prezint trei feluri de budinci. Și o să încep cu budinca de chia. Nu știu dacă ați auzit de chia. Sunt niște bobițe mărunte. O să vi le arăt și după aceea o să încep. Deci așa sunt bobițele de chia. Budinca de chia o să fie crudă, nu se fierbe. Deci bobițele de chia nu se fierb. Crud. Am pregătit, trebuie să facem, bobițele de chia se înmoaie în lapte. De aseară am pus la înmuiat nuci, alune, migdale. Puteți să folosiți doar nuci, doar alune, doar migdale sau caju. Caju nu se înmoaie de seară, deci îl puteți folosi atunci. Acestea, nucile, alunele și migdalele trebuie înmuiate de seară până dimineața. Deci, la 100 de grame de nuci, alune, deci indiferent ce folosiți, un litru de apă. Eu folosesc de data asta apă caldă, pentru că chia se deschide mai repede. Nu e foarte indicat să folosiți apă caldă, deci apă la temperatura camerei. Niciodată să nu fierbeți laptele. Își pierde toate proprietățile. Miere, da. Puteți folosi orice alt îndulcitor. La diabet foarte puțin folosesc miere. E fructoză, e ștevia care se folosește la diabet. Laptele e gata. La fiecare 100 de mililitri de lapte se folosește o lingură de chia. Eu am linguri acasă mai mari, o să folosesc o lingură jumătate din asta. Cel mai bine se face să stea o jumătate de oră, cel puțin. Că ele se desfacă, se desfac și au un gust foarte plăcut. Budinca de chia aproape că s-a făcut. Așa, mai adaug în ea de data asta portocale.
budinca de cheia e gata. O să le serviți toate împreună. A doua budincă e budinca de amarant. Îmi pare rău că nu am neglijat să iau de acasă amarant, să vă arăt cum e. Sunt ca și macu la culoarea aceasta. Puțin mai deschis. Deci ca mărime. Mărunte, mărunte ca și macu, dar la culoarea aceasta. Așa. Deci asta este gata fiartă. Când e fiartă, să fie exact ca o budincă groasă. Da, deci amarantul se fierbe. Se fierbe în apă. În apă. Exact ca și orezul. Puteți să-l înlocuiți la orez în orice. Pilaf, sarmale, în orice. 25 la foc mic. Deci 25 de minute la foc mic cu capacul jumătate pe el. Deci așa, ia uite. Da, da, și hrișca o fierb cu sare, și amarantul, puțină și puțină sare, da. În amarant folosim fructe de pădure. De amarant e gata și mai am budincă de hrișcă. Are hrișcă obișnuită, da. Sunt două feluri de hrișcă. E și coaptă și hrișcă normală. Cea naturală e cea mai bună. Cea coaptă, eu am comandat hrișcă așa și mi-a venit coaptă de data asta, nu știu de ce. Da, e maroniu închis. Coaptă și miroase a copt. Miroase, da, a prăjit. Miroase a prăjit. Da. Nu, eu nu în moi, eu fierb direct. O spăl foarte bine și se fierbe. Da. Am fiert, am amestecat cu nucă și ar fructe de care doriți. Da, se consumă. Am făcut și budincă de hrișcă crudă. Dar înmuiată de seara până dimineața. E în multe moduri care puteți să faceți hrișca. Și germinată se poate folosi hrișca. Dimineața. Dimineața. Nu, indiferent. Deci noi o folosim la micul dejun.